material, deoarece vă spuneam la începutul discuției că Maria s-a dat de gol la televizor. A mințit și înainte să anunțe despărțirea. Haideți să vedem, reacția e necontrolată. Ce ți-a ieșit cu dragostea asta, foarte tare piesa? Ce ți-a ieșit cu dragostea? Ce să faci? Asta e, tu nu vezi că n-am mai mâncat de câteva zile, adică sunt slabă. Păi eu zic așa, poate venim într-o seară și gătim și mâncăm. Da, și ne faci tiramisul direct, cel pe care mi l-ai făcut mie. Toată lumea mă știe că sunt atipica din folclorul românesc. Să și în vacanță? Păi plec mâine la mare, am 3 concerte. Fii atentă că mâine mă mărit. Am cum mâine te mărit? Păi da, va fi un spectacol păi nunta anului, stai să vezi. Așa, la nuntă, ce părere are asta? Faptul că tu te măriți, adică îmi pare foarte tare. Domne, fictiv, stați puțin. Acum să scrii că mă mărit. În vacanță pleci? Fictiv, nefictiv, dar eu nu cred că mâine suntem la mare, deci... Păi acolo e muncă. Da, e muncă, dar e și distracție. Bine, după atunci, că 3 zile nu poți să fii deci cu vacanțe. Deci nu, fără vacanță anul ăsta, asta încerci să ne zici. Nu știu dacă va fi fără vacanță, însă am foarte multe lucruri de făcut în perioada asta și copil, am foarte multe evenimente. Ai de făcut copil în perioada asta, nu? Auzi tu, n-ai altă treabă de făcut astă seară? Sau ce? Da, dacă vin cu vreo veste, stai liniștită că te anunț. Apropo de copil, ce face copilașul? Am văzut pe fiul meu face foarte bine și mă bucur din suflet că am petrecut o vacanță de neuitat. Și eu am schimbat vreo 6 meserii până să ajung la muzică. Cora, vreau să te rog să analizăm puțin aceste reacții ale Mariei Constantin. Era în momentul în care nimeni nu știa că ei de fapt s-au despărțit. Nu mai locuiau împreună. Ulterior ne-am dat seama că a fost luată de la altă adresă Maria Constantin. Nu a spus nimic în direct. Întrebată de către colegii mei despre copil, întrebare care se pune de un an de zile. A zis, da, tu n-ai altă treabă, Mădălina? Adică a răbufnit. Cum ți se pare ție că a reacționat? Atât în ceea ce privește discursul, răspunsul la întrebările pe care le-au adresat colegii mei, cât și ca mimică și gestică. Era clar că acolo nu e un adevăr. Deci omul când spune adevărul, adevărul ăla se simte. Îl simt toți cei care ascultă sau care se uită și așa mai departe. Ea practic vrea să evite subiectul. Probabil că nici nu știa exact cum o să decurgă lucrurile în continuare. Nu era hotărâtă nici cu privire la soluția ei, din punctul ei de vedere, cu privire la relația pe care o avea cu Marcel. Relația, știi ce se întâmplă? Când relațiile se termină, oamenii știu, amândoi știu. Simt că vor să recunoască sau că nu vor să recunoască. În cuplul ăsta se pare că s-au știut lucruri multe de multă vreme, adică amândoi. După mine, referitor la ce a spus Mara, lucrurile astea sunt consimțite. Atâta vreme cât sunt consimțite, fiecare cuplu poate să facă ce vrea. Noi nu suntem, de fapt, în măsură să judecăm pe nimeni. Nici dar pe ei, nici pe alții. Asta. Dacă ei doresc o relație libertină, dacă vor să facă sex în grup sau ce vor ei să facă, asta este strict treaba lor. Atâta vreme cât lucrul ăsta se petrece cu consensul părților. Da? Dacă alte persoane consideră ca ulterior să scoată la iveală tot felul de probe și așa mai departe, foarte urât din partea lor care o fac. Pe asta am întrebat și pe Mara, de ce s-au arătat filmulețele respective dacă au fost făcute cu consimțământul amândurora și drept distracție? Da, bineînțeles. Asta este o chestie care oricum se întoarce împotriva celui care o face. Dar oricum ce dă cu virgula aici era faptul că povestea Mara că Maria era deja într-o relație cu Marcel. Așa e foarte posibil ca relația ei cu Marcel să fie avut la bază alte considerente din punctul ei de vedere. Știi că noi am discutat și data trecută când am fost de faptul că probabil că el s-a îndrăgostit, dar nu este obligatoriu ca și ea să fi fost în aceea situație. Cert este că din relația respectivă amândoi au avut ceva de câștigat, că de-aia au intrat în ea. Că n-au putut să o țină mai departe, că nu a funcționat compatibilitatea dintre ei, poate și diferența de vârstă mult prea mare. Deci aici sunt 1000 de chestii care se pot spune. Eu sunt convinsă că dacă cineva stă și scormonește, cred că găsește porcării în orice cuplu. Nu? Trebuie să fie o ceartă, trebuie să fie ceva, trebuie să se spună un cuvânt care nu... Sunt mai mult sau mai puțin grave. Asta depinde de la cuplu la cuplu. Depinde de... După părerea mea... Exact. Și după părerea mea depinde de nivelul de conștiință și de civilizație și de educație al celor care sunt implicați. Adică la un nivel de conștiință mai ridicat, mai faci chestii de genul ăsta. Cred că șocul tuturor e faptul că ei la televizor păreau extrem de fericiți și subliniau. Dar de ce să fie șocați că sunt atâtea cupluri care se prefac că sunt fericiți? Atunci poate Marcel chiar erau fericiți atunci. A spus că de 365 de zile trăiește în îndoială. Marcel spunea că de 365 de zile trăiește în îndoială. Într-un an de zile. Într-un an de zile. Da, pentru că a sperat și alții stau foarte mulți ani și așteaptă într-o speranță, pentru că nu era un cunoștință de cauză. Marcel era ce sigur... Ce spera? Că se schimbă? Nu.
Speră, da. Pentru că Marcel sigur nu știa că Maria are continuitate cu amantul ei. Pentru că, repet, dacă i-a plăcut odată, i-a plăcut și a doua oară, și a zecea oară, și tot timpul putea să o facă cu mici întreruperi. Pentru că își dorea și altceva, acel ceva care i-a plăcut înainte de Marcel, înainte de primul soț și tot așa. Amantul ei, amantul laș. Așa s-a întâmplat și acum. Nu știu dacă ți-amintești, Cora, noi ne întrebam când a ieșit Leva faptul că s-au despărțit și că ar fi vorba de infidelitate și că e același bărbat cu care și-a înșelat și primul soț, noi ne întrebam de ce n-au rămas împreună. De pentru ce ne spune probabil, Mara că nu s-a pus problema? Pentru că el nu a dorit. Lui. Exact. Probabil pentru că el nu a dorit să rămână împreună cu ea. Dacă la ea este o constantă, da, e clar că pentru ea reprezintă relația asta ceva mai mult. Da, din moment ce revine periodic și așa mai departe, undeva reprezintă ceva mai mult, da? Pentru partenerul ei nu a reprezentat ceva mai mult. Ca urmare, lucrurile nu poate să meargă decât dacă amândoi sunt de acord. Nu poate să ia o altă formă, o formă mai coerentă de relație, da?